Mulțumim foarte frumos, Sara, și eu dau din casă, știți că eu sunt cu non-conformism. Am cunoscut-o pe Sara... Nu atunci. Am cunoscut-o pe Sara în urmă cu ceva timp, adusă de cine altcineva decât de Santa, colega noastră. Este o bună prietenă a ei, trebuie să spunem acest lucru. Și am susținut-o cu cât a putut și noi la organizarea unui eveniment. Prin bunăvoința ei, unul din primii 10 pianiști cei mai tineri din lume a fost prezent la Brașov în urmă cu ceva timp. Dacă ați fost la concertul lui Eduard Kunz la Sala Patria, probabil că știți. Dacă nu, să țineți aproape, pentru că Sara are niște cunoștințe și niște gusturi muzicale care vor îmbogăți Brașov. Dar nu numai, am stat de vorbă cu ea și să știți că face niște lucruri senzaționale în comune mai mici, ca Budila. A reușit să facă acolo niște lucruri de la care probabil că noi nu ne-am gândit sau probabil că ne-am aplecat asupra lor. Iată că ea a venit de 14 ani și așa cum ați și spus, orașul ei și casa ei, asta e acolo unde este suflet. Și sufletul este în Brașov. Să mai aplăm de lucrurile. Mulțumesc! Mulțumesc! Când se încălzește atmosfera, e nevoie de cabaret. Cabaret, da. Trebuie să spunem că în momentul care urmează, care este de cabaret, așa cum spunea și Alina, este un cabaret pe care nu o să-l mai găsiți, genul acesta de cabaret, pe o întindere mare în jurul Brașovului, așa și ne spune în programul de sală. Dar pot să vă spun că în acest cabaret este și colegul nostru, Adrian Scriviț, este cel mai tânăr balerin și ultimul. Nu rândesc așa să prezinte el, spune că este întotdeauna cel mai tânăr balerin. O să remarcați, este supranumit ca femeia balerin, baba, are tot felul de alte lucruri, dar să știți că este un talent și un profesionist desăvârșit, ca și ceilalți care compun acest cabaret, dansatori și artiști profesioniști. Vă invităm să-i aplaudăm!